Consiliului Local din luna februarie 2019, prin dispoziția primarului 121, sunt prezenți 13 consilieri locali din numărul total de 15 consilieri în funcție, deci se poate desfășura ședința fiind de îndepinde condiția majorității comandului. O să doamna președinte să se ia bună ziua și bună la presiune. Înainte de a prezenta ordinea de zi a acestei ședințe, aș vrea să supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local din 30 ianuarie 2019. Cine se înregistrează? Se abține cineva? Mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră, voi prezenta ordinea de zi al acestei ședințe, precizând că se va retrage punctul al 9-lea și mai există încă un punct suplimentar. Supun la vot dacă sunteți de acord cu acel punct suplimentar și apoi să citesc toată ordinea de zi. Sunteți de acord? Primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ universitar de stat pentru anul școlar 2019-2020, de terasa administrativ teritorială a orașului Stăneni Moldova, inițiator economic Baciu Dorghe, primarul orașului. Cel de-al doilea punct, proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al unității administrative teritoriale Oraș Stăneni Moldova la data de 31 decembrie 2018, inițiator economic Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind aprobarea împăduririi terenului deținut în punctul Piciorul Porcului cu material săditor obținut din sponsorizări, inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate de SC Rotrust & Bau, SRL Bacău, împotriva hotărârii Consiliului Local al orașului Stăneni Moldova, numărul 179, din 19.12.2018. Inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate tot de SC Rotrust & Bau, SRL Bacău, împotriva hotărârii Consiliului Local al orașului Stăneni Moldova, numărul 180, din 19.12.2018. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate de Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Ocolul Silvic Târgu Ocna, împotriva hotărârii Consiliului Local al orașului Stăneni Moldova, numărul 177, din 19.12.2018. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii căsuțelor comerciale numărul 1 și numărul 6 din Parcul Stațiunii Stăneni Moldova, Leacu Castan, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării unui teren situat în orașul Stăneni Moldova, strada Ateilor, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul al 9-lea se retrage. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind declararea atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănic Moldova a unor bunuri mobile, urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind demararea procedurilor privind reglementarea situației barajului de la sonda 2 Slănic Moldova, inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului, vă citesc și punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensării de către Consiliul Local al orașului Slănic Moldova a sumei necesare acoperirii contribuției lunare de întreținere în vederea internării doamnei Folea Lucia într-un cămin pentru persoane vârstnice și diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi.
Cine este pentru? Se abține cineva? Cu permisiunea dumneavoastră, trecem la primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020, de pe raza administrativ teritorial a orașului Sălim Moldova. Dacă domnul primar are ceva de spus. Pentru cei care ne urmăresc materialul filmat, avem în total 413 elevi în total, 100, din care 317 elevi sunt la clasele 1-8 și 96 la grădiniță. Ca și rețea școlară, pentru anul, ne aprobăm de fapt rețeaua școlară, pentru anul următor, 2019-2020, nu vor fi modificări, mai puțin că vom pune accent pe îmbunătățirea condițiilor la grădinița Coral Prelungit pentru a atrage cât mai mulți copii acolo și la grădinița de la Cireșoaia. De altfel, grădinița de la Cerdac o să-și înceteze activitatea, având în vedere numărul mic de copii. O să asigurăm în continuare transportul cu cele două microbuze pe care le avem în dotare și lucrurile sperăm noi, avem condiții să crească nivelul calității educaționale în localitatea noastră. Deci, pot să completez, în final va rămâne școala gimnazială numărul 1 Sălim Moldova cu personalitate juridică, iar ca structură avem școala gimnazială numărul 2 Cireșoaia, grădinița numărul 2 Cireșoaia și grădinița Mărunțica cu program prelungit. Mulțumesc! Dacă cineva dintre dumneavoastră are depus întrebări, completări, dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Trecem să spunem la vot. Cine este pentru? Să abține cineva. Mulțumesc. Punctul 2 al ordinei de zi. La punctul 2 al ordinei de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al unității administrativ teritoriale Oraș Sălim Moldova la data de 31 decembrie 2018. Da, aici ieri la comisie am discutat mai multe aspecte. Vreau să fac precizarea că în raportul anual pe care o să-l prezint până la sfârșitul lunii aprilie, eu am intenția să-l prezint la ședința din luna martie, o să reiau toate aceste cifre, pentru că fac parte din partea importantă a dezvoltării localității noastre. Ieri am avut o întrebare referitor la gradul de încasare a impozitelor și taxelor. Media totală este de 82,82% per total. Aici intră și impozitele curente și impozitele restante. Pentru avem unele unde am reușit să recuperăm din trecut, spre exemplu 120,32% la impozitul pe terenul extravenant persoane juridice, 102% pe taxa de teren la persoane juridice și avem procente mai mici la impozit clădiri persoane juridice, 57,25%. Întrucât foarte multe din aceste clădiri sunt la faliment sau la insolvență și aceste taxe la momentul acesta, acești bani nu se pot încasa. Ca o perspectivă, pentru anul acesta avem șanse mari să recuperăm aproape 50% din istoricul din minusul celor 2.500.000 de RON. Doamne! Și sperăm să... Am fost la adunarea creditorilor și am cerut acest lucru și s-a notificat. Sper în 30 de zile să se scoată la vânzare din active, în așa fel încât să recuperăm din restanțe. Asta depinde și de dacă vor fi cumpărători. Da, e o situație în care lucrurile nu
pot fi controlate. Dacă mai aveți ceva întrebări față de ce am discutat ieri, aici în acest raport, care încă o dată o să-l aveți, îl aveți dumneavoastră, aveți, dar o să facem și public, sunt trecute inclusiv veniturile din sponsorizări, ajutorul de stat de la guvern și alte sume pe care le-am primit și, bineînțeles, explicație detaliată asupra cheltuielilor. Dacă avem cineva dintre dumneavoastră vrea să pună întrebări, am discutat și la comisii, da? Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la cel de-al treilea punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea împăduririi terenului deținut în punctul Piciorul Porcului cu material săritor obținut din sponsorizări. Da, desigur că suntem într-o fază finală. Sperăm noi anul acesta să terminăm această împădurire. Pentru cei care nu cunosc, este vorba de 13,57 hectare care trebuiau împădurite încă din anul 2009, odată cu aprobarea proiectului pentru curtea de schi. La momentul acela s-a stabilit că această împădurire se va face în zona Piciorul Porcului. Noi nu putem să mutăm suprafața, să o împădurim în altă parte, respectiv de acum 2 ani am luat această decizie să ne îndeplinim această obligație. De altfel, avem 2 amenzi primite de la Garda Forestieră pentru neîndeplinirea obligațiilor. Vestea bună este că am reușit să găsim un sponsor, este vorba de Rotary internațional prin districtul Rotarii România și Republica Moldova. Rotarii ne sponsorizează cu contravaloarea plantării acestor puieți. Rom Silva ne-a sponsorizat cu puieții. Mai puțin niște puieți pe care dumnealor nu iau și o să trebuiască să îi cumpărăm. E vorba de aproape 800 de lei. Pentru a face o imagine totală, suma pe care noi ar fi trebuit să o plătim pentru această plantație a fost de aproape 700 de mii de ron, 680 ceva de mii de ron, unde intră și plantarea puieților, dar intră și împrejmuirea, respectiv cele două garduri care trebuie făcute pentru protecția acestei plantații. Din această sumă, noi am plătit în jur de 30 de mii în prima etapă, împrejmuirea, și mai avem aproape 40 de mii. Respectiv vom cheltui aproximativ 10% din suma totală pe care ar fi trebuit să o cheltuim dacă am fi făcut această plantație 100% cu fonduri de la primărie. Noi acum aprobăm, adică vă cer aprobarea acestei sponsorizări, este în conformitate cu legea și Rom Silva nu ne sponsorizează dacă dumneavoastră nu sunteți de acord. Cred că nu sunt probleme vis-a-vis de a primi o sponsorizare. Dacă treburile sunt în regulă, la sfârșitul lunii aprilie, noi vom avea și gardul și plantația finalizată. În 5 ani de zile cresc acești copaci și după aceea terenul poate fi practic redat ca și în circuit, cum avem și alte plantații care și-au făcut dovada că sunt benefice în zonele respective. Avem multe plantații din după anii 70 când au fost inundații și pe strada Bradului și mai sus la Certac și trebuie să facem cumva să împădurim cât mai mult. După această plantație vom mai avea încă 13,57 hectare de pădure în câțiva ani. Ea va fi administrată de către Ocolul Silvic Târgu Ocna, respectiv de către Rom Silva. Și anul trecut și anul acesta este păzită și întreținută, monitorizată. Pentru că anul acesta, în acei 40 de mii, intră și
înlocuirea unor puieți care nu s-au prins. Anul acum 2 ani a fost un an foarte bun pentru plantații și au fost pierderi puține. Anul trecut, pentru că a fost secetă imediat după ce s-au plantat, a fost o pierdere, ne-am registrat cu o pierdere mai mare. În orice caz, se face pe un plan de lucru de specialiști. Romsilva este cel mai autorizat. Dacă aveți ceva întrebări. Dacă nu sunt întrebări sau alte discuții, avizul Consiliului, vă rog. Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Nu mai trebuie să întreb împotrivă sau abțineri. La cel de-al patrulea punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate de Secerul Trutembau, Serele Bacău, împotriva hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 179, din 19.12.2018. S-a discutat ieri la comisie, este vorba de terenul de lângă Biserica Ortodoxă de la Slănic Moldova, unde sunt acei stâlpi din beton. Propunerea noastră este să acceptăm plângerea formulată de Rom Trustenbau, având în vedere că există între timp și o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care noi suntem obligați să le dăm un certificat de urbanism pentru a încerca să își ducă la îndeplinire proiectul de investiții. Pentru cei care nu au fost ieri la comisie, noi avem în bugul orașului că nu se pot face construcții definitive în parcul stațiunii, respectiv la momentul la care dumnealor au cerut certificat de urbanism, pe baza acestei reglementări, noi am considerat că, bineînțeles și cu aviz de la Consiliul Județean, că nu putem să le dăm un certificat de urbanism pentru construcții definitive. Dumnealor s-au dus în instanță, instanța a stabilit că totuși trebuie să le dăm acest certificat, respectiv, pe baza acestei situații juridice, propunerea noastră este să acceptăm ca ei să nu plătească anul acesta taxa de părăginire, că despre asta este vorba, urmând ca, imediat după ce se reglementează situația, să revenim, pentru că zona aceea nu este o zonă îngrijită și comisia care a fost acolo, dintre care sunt și consilieri locali, au văzut că nu trebuie să continuăm în felul acesta. De altfel, apărem în multe poze în media cu aceste betoane și care nu sunt ale noastre, dar care sunt puse în cârca administrației publice locale. Păi, aș face o mică paranteză. Plecând de la ideea că orice om care face, sau orice societate comercială care face ceva bun în Slănic Moldova e binevenit, hotărârea pe care ați luat-o mi se pare corectă, adică, în primul rând, să le dați certificatul de urbanism, iar în al doilea rând, să le eradicați acea pedeapsă de 500 de mii sau cât era ea. Atât am înțeles. Mulțumesc. Deci nu era, e vorba de 500%. La sută. Procentul. 500 de mii sunt bani foarte mulți. Da, în același timp, vă atrag atenția că noi trebuie să fim aici foarte corecți cu hotărârile luate înainte. Dacă în 2001, când s-a aprobat acel plan urbanistic general, s-a reglementat că acolo nu se poate construi definitiv ceva, atunci noi a trebuit să luăm în calcul această reglementare. Desigur că în momentul în care vom face un plan urbanistic general nou, atunci vom fi în consultare publică și posibil să extindem raza unde nu se mai poate construi sau să o micșorăm. Asta va depinde de niște argumente sănătoase, pentru că noi nu putem să acceptăm ca în parcul stațiunii să apară anumite construcții care ar... Bine, dar așa, asta nu e o construcție, dar ce voiam să spun? Dumnealor vor să facă o terasă. O terasă de toate, fără golitoare. Da, dar aia este definitivă. Noi nu atât de important este ce vor să facă, cu toate că este, nu poți spui acolo orice, cât că este o construcție definitivă. Și noi pe acest argument am refuzat în primă fază
Acum, legea ne obligă, judecătorul, dacă a stabilit să-i dăm certificatul, dacă i l-am fi dat și nu ar fi putut construi, ar fi putut să ne, dumnealui, să ne dea judecată pe noi, că de ce l-am purtat pe drumuri. Dar să vă spun care a fost ideea. Deci această construcție dinainte de 89 e făcută de IPC Slănic Moldova pe timpul... Am trăit aici, a, așa. Consider. Ideea, care a fost la vremea aceea? Faptul că o mulțime de negustori vindeau popcorn și înghețată și mai știu eu ce, în partea de jos a hotelului Perla, la data respectivă au hotărât să facă o terasă unde să aducă și cafea și, mă rog, înghețată și popcorn și așa mai departe. Deci asta a fost ideea. Ideea, dacă e continuată, zic că e o idee bună pentru Slănic. De ce? Acești comercianți vor intra în acea terasă unde vor vinde produse de popcorn. Deocamdată stăm la fază. Urbanism trebuie să treacă de Ministerul Cultelor, ceea ce nu cred că o să treacă. Nu știm. Noi l-am dat, ne-a obligat. Trebuie legea... să cer acordul lor. Bun. Propunerea noastră este... Acolo, nu ce zice domnul consilier Bătescu, probabil așa au fost atunci, dar acum ei au cerut pentru terasă, efectiv, de asta, cum a fost Crâșmaia, doi țigani, că știm toți cine au fost acolo. Iar definitiv. Așa ceva, noi am hotărât cu acum vreo 2 ani de zile că în parc nu se servesc băuturi alcoolice. Numai ce o să facă? Poate faci cofetărie. Nimic rău. Da. Dar vor, nu? Bine, dar ei au cerut și insistă pe o prostie pentru că nu vor primi de la Ministerul Cultelor aprobare pentru creșmă lângă biserică la doi pași. Asta a fost pe timpuri. Dar dacă sunt preoți care vor să mănânci o înghețată sau să le iau o cafea? Da, dacă face gelaterii sau cofetării, există, domnul doctor. Și foarte tare pe poziții. Ia faceți dumneavoastră acolo lângă Vila CFR ceva, să vedeți dacă puteți face. Da. Că e cazinul acolo. Dacă nu mai sunt discuții, nu mai sunt întrebări, avizul comisiilor? Favorabil. 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 Cine este pentru? În unanimitate, deci nu se abține nimeni, nu este împotrivă. La următorul punct al ordinei de zi avem proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate de Secerul Tuste în BAUSRL Bacău, următura hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 180 din 19-12-2018. Da, este vorba de hotărârea din decembrie prin care dumneavoastră ați fost de acord să supraimpozităm clădirea de la popicărie. Și proiectul de hotărâre spune să nu acceptăm plângerea, respectiv popicăria care arată jalnic să arate mai bine și să nu o supraimpozită. Dacă la primul punct, la punctul celălalt cu betoanele, am propus să fim de acord să nu impozităm, aici propunerea mai este să continuăm această supraimpozitare cu scopul de a îi face cumva să amenajeze, să facă să arate mai estetice aceste clădiri. Dacă sunt alte discuții. Dacă firma respectivă, Rom Trust, Edvau, vor anvelopa frumos acea popicărie, mi se pare corect să nu mai beneficieze în ghilimele de rigoare, știu de ce ei banii respectivi. Avem la punctul următor, spre exemplu, avem Rom Silva, care și-a făcut treaba, când vor anvelopa, acum, clădirea aia arată cum arată, da? Dacă se hotărăsc prin octombrie, noiembrie, anul ăsta să o facă frumoasă, până atunci vor plăti și după aceea nu vor plăti. Haideți să fim și, au avut timp din decembrie până acum, dumneavoastră au făcut contestații, în loc să facă ce au făcut alții, să spună, da, doar, uite, ne-au trimis Rom Silva, spre exemplu, imediat ce au primit pe 28, chiar între Crăciun și anul meu, ne-au notificat că vor amenaja acest spațiu și, drept urmare, astăzi, la punctul următor sau următoare, veți avea o propunere prin care să nu-i mai supraimpozităm, pentru că dumneavoastră a fost de bun simț și și-a amenajat foarte frumos acolo și este chiar de un exemplu pentru cum vrem noi să arate localitatea noastră. Nu este obligat nimeni să-și tencuiască, să-și zugrăvească, dar măcar să arate
bine clădirea respectivă. Și să-i dea o utilitate viabilă. Bun, dacă se poate să-i dea și utilitate, să o pună în funcție, legea nu ne permite să îl obligăm să o pună în funcție, dar legea ne ajută să îl obligăm să facă în așa fel încât să nu ne facem de râs față de cei care vin în localitatea noastră și văd numai părăgenituri și dărăpânături. Dacă nu mai sunt discuții, întrebări, avizul comisiilor? Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Este cineva împotrivă, deci avem reacție. Mulțumesc. Următorul punct al ordinii zi, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate de Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva, Ocolul Silvic Târgu Ocna, potriva hotărârii Consiliului Local al orașului Stănii Moldova, numărul 177, din 19.12.2018. Am spus mai înainte despre aspectul acesta, ne-au notificat imediat ce au primit în decembrie înștiințarea de la după hotărârea de Consiliul Local că vor rezolva problema și acum, după ședința trecută, nu am putut să intrăm în ianuarie, dar după ședință ne-au notificat că au rezolvat-o, avem punctul de vedere al comisiei, cei care trec pe acolo au și văzut, au pus foarte frumos arată și propunerea noastră este să nu-i mai supraimpozităm pentru că și-au îndeplinit obligația pe care noi le-am impus-o. Dacă mai sunt discuții, întrebări. Dacă nu, avizul comisiilor, vă rog. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? La punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii căsuțelor comerciale numărul 1 și numărul 6 din parcul stațiunii Sănii Moldova, Alea Pucastan. Da, s-au eliberat două căsuțe. Menținem, în schimb, aceeași restricție și chiar am impus suplimentar aceste căsuțe să nu poată fi subînchiriate, în așa fel încât să nu dăm ocazia ca un chiriaș de la o căsuță să ia mai multe căsuțe și să ne trezim că într-un final o să avem doi întreprinzători acolo. Condiția este ca nimeni care are deja contract de concesiunea unei căsuțe să nu fie eligibil să participe la licitație și în caietul de sarcini, de altfel și în contract, vom include această restricție vis-a-vis de transferul contractului. De fapt, este un contract de închiriere, nu este de concesiune, cu posibilitatea de a fi prelungit an de an. În așa fel încât suntem oarecum protejați de această situație. Aici trebuie să propuneți și unul, doi membri în comisia de licitație ca să existe o transparență cât mai bună. Dacă se poate din comisia de urbanism, eu o propun pe doamna Zidoreanu. Am o propunere. Dacă la fel și o propun pe doamna Zidoreanu. Propuneți două persoane, noi propunem... Domnul Cotea și domnul Cătințașu. Bun. Pe domnul Sergiu Cătințașu. Da. Dacă mai sunt propuneri. Mai sunt propuneri? Eu am zis domnul Cotea. Pentru prima propunere, doamna Tudoranu. Da, pot? Nu. Dacă deja a fost, nu, mai bine. Să-i votez la împotrivă. Mă abțin. Nu vrei? Nu. 10 voturi pentru. Abțineri împotrivă? Păi sunt 3 abțineri, nu? Nu. Vedem cine are mai mult, dar nu am înțeles bine. Practic, doamnă Peaș, mai stăm o oră aici. Domnul Cătințașu, Sergiu, cine este pentru?
Am un 2 sau 2 persoane? Câte 2? 8. 9. 2. 5. Nu sunt pro. 10. Pro contra. 10. Și nu se poate. Păi înseamnă că a treia propunere. Nu mai e. Da, dacă e 15, tot este. Dar trebuie să fie 2 membri. Da. Categoric. Cine este pentru domnul Cătescu? Da. Bă, dar nu mai țin. Asta înseamnă că sunteți de acord să spuneți 3. Eu nu am o problemă să fie 3 membri. Dar vrea să fie, să fie comisia să fie din 5. Noi trebuie cineva de la juridic, cineva de la urmări și cineva de la... Pentru domnul Cătescu s-a votat? Acum. Nu, dar cei care au votat pentru prima și a doua, nu poți de așa să vrează pentru a treia. Da, da, da. Sergiu și domnul doamne să iau în pentru un glas. Da. Sunt doi membri. Tocmai asta. Deci fiecare poate să voteze două persoane. Da, da. Deci, în urma voturilor exprimate de dumneavoastră, doamna Cătinșoasă are 11 voturi pentru, domnul Cătinșoasă 10 și domnul Cătescu 4. Deci, domnul Cătescu mai vedea mă dacă să mai vedem? Nu, 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 nu. Atunci, în comisie, vă rămâne primii doi, care au avut numărul cel mai mare de voturi. Da. Atunci supun avizul comisiilor pentru acest proiect de hotărâre. Favorabil. Favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării unui teren situat în orașul Sălin Moldova, strada Teilor. De către ce? Deci, de către cel care participă la licitație. Adică, noi până acum am concesionat pe drept de preemțiune, care înseamnă că se învecinează cel puțin cu o latură cu terenul pe care îl are. La momentul acesta, solicitantul nu se învecinează, respectiv, terenul trebuie scos la licitație. Și atunci, o să vă rog să vă gândiți din nou la două persoane care să fie în comisia de licitație și să aprobați ca Taylor este mai la val de cooperativa de la Cireșoaia pe Prund. Acolo să scoatem la licitație acest teren. Scopul este să reglementăm o situație de fapt, dar și să aducem niște bani la bugetul local, la acel teren nefiind într-o viziune de-a noastră util pentru o dezvoltare de infrastructură, de ceva pentru localitate. Facem propuneri pentru cei de membri, după care... Prima dată să fie de acord. Da. Ca și... Adică supun cer avizul comisiei? Da, pentru așa și facem membrii să vă dați. Avizul comisiilor pentru proiectul... Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Dar cine cineva? Nu este persoanele. Da, acum să vedem cine face propuneri pentru cele două persoane care trebuie să facă parte din comisia pentru licitație. Am eu o propunere pe domnul Rotaru Mihai. Deci domnul Rotaru. Cine mai face o altă propunere? Pun pe Sergiu. Dacă cineva vrea să participe la licitație, să nu intre în comisia de... pentru că este incompatibilitate. Nu se poate cadențată și colo. Nu faceți tractură. Solo, a mea solo. Dacă mai sunt și alte propuneri. Atunci supunem la vot. Cine este pentru domnul Rotaru Mihai? Unanimitate, da? Mulțumesc. Cine votează pentru domnul Solomon Corlel? Deci tot unanimitate. Mulțumesc. Cei doi domnul face parte din comisia de licitație. Cornel, mai ezitat. Da. Așa cum spuneam mai devreme, punctul 9 a fost retras.
trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Slănic Moldova. Da, este o obligație legală pe care trebuie să o îndeplinim pentru a delega gestiunea de dezinsecție, deratizare, lucru care până acum nu s-a făcut la Slănic Moldova, dar care este imperios necesar să avem un contract, să avem o relație juridică cu o firmă care, într-o situație anume, ar trebui să facă acest lucru. La momentul acesta se fac anumite activități de dezinsecție, deratizare, atât în zona de privat, obligații și în școli. Dar legea ne obligă, pentru că dacă apare, să zicem, o invazie de țânțari la Slănic Moldova, dau un exemplu așa, atunci noi trebuie să imediat să acționăm și n-am avea timp la momentul respectiv să selectăm firmă, să facem toate astea. Din această cauză, eu vă solicit această aprobare. Acum este studiul de oportunitate, după care o să pornim la selectarea unei firme. Dacă am discutat ieri în comisii, nu intenționăm să ne dezvoltăm noi această activitate la serviciul nostru de salubritate, întrucât sunt niște norme foarte stricte, atât pentru păstrarea substanțelor pentru dezinsecție, deratizare, care sunt otrăvitoare, cât și echipamentul oamenilor și instruirea lor și anumite dotări pe care trebuie să le aibă firma respectivă de la... De autorizație. Și autorizațiile. Și atunci nu este... Da, nu este... Sub nicio formă nu este oportun ca noi să facem în interior această activitate. Da. Dacă aveți ceva... într-o comisie la dumneavoastră. Dacă aveți ceva întrebări vis-a-vis de asta. Dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Acțiune împotrivă unanimitate. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, nu atrage o cheltuială la acest moment la primărie, adică să nu se interpreteze că noi am vrea să dăm noi pe afară așa pe partea de dezinsecție de la tine. Proiect de hotărâre privind declararea atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănic Moldova a unor bunuri imobile, urmarea identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Da, vă spuneam ieri la comisii, dar pentru cetățeni, dacă îmi permiteți să repet și astăzi. Sunt 9 afluienți din Slănic Moldova care au fost puși pe un proiect de regularizare a acestor torenți cu ziduri, cu baraje, cu amenajări care ne-ar proteja pe viitor de în eventualitatea unor inundații. Acești torenți au fost cândva cadastrați parțial, adică a fost o carte funciară pe fiecare dintre ei. Noi am cerut unei firme de topometrie să actualizeze extrasul de să actualizeze cartea funciară, să actualizeze suprafața respectivă, care este obligație minimală pentru a pune proiectul. Ei s-au dus în teren și au găsit anomalii foarte mari, în sensul în care alte cadastre veneau și se suprapuneau sau cadastrul nostru era în altă parte decât de-a lungul râului. Asta se reglementează prin repoziționare, dar noi ne dorim să extindem amenajarea până la limita ultimelor locuințe. De exemplu, în râul Bradul erau 200 de metri din 480 cât ar trebui până la ultima casă. Și atunci, pentru a extinde suprafața care privește amenajarea, s-au măsurat suprafețele necesare pentru a face o treabă bună, cum trebuie. Și acum noi vă cerem să atestăm
doar diferența de suprafață, deci suprafața care a fost atestată la momentul 2008-2009 rămâne și o repoziționăm, dar mai atestăm niște suprafețe în așa fel încât vom face carte funciară și pe aceste suprafețe și după aceea poate suntem eligibili să punem cu două cărți funciare sau le alipim în așa fel încât tot traseul afluentului respectiv să fie o singură carte funciară. Și vă spun suprafețele. La pârâul Tudorache 2035 de metri pătrați, la pârâul Bradului 431 de metri pătrați, la pârâul Bortiș 333 de metri pătrați, la pârâul Rape 340 de metri pătrați, la pârâul Bejan 712 de metri pătrați, la pârâul Stroiu 451 de metri pătrați, la pârâul Arieș 554 de metri pătrați, un afluent și al doilea, a doua ramură a pârâului Arieș 2444 de metri pătrați. Aceste suprafețe vor intra în proprietatea noastră, le vom intabula și putem să facem aceste amenajări. Este foarte important să ne grăbim pentru că fără studiul ăsta de fezabilitate nu putem să zicem, este proiectul este pus la CNI pe măsuri în primă urgență și trebuie să facem foarte repede studiul de fezabilitate. Dacă îmi permiteți, trebuie să fac o precizare, așa cum a spus la ședința de comisie, atestarea va fi în domeniul privat, pentru că terenurile care sunt deja intabulate sunt în domeniul privat și să nu fie o... Privat al primării. Al UAT-ului, al orașului. În domeniul privat ar fi trebuit să le atestăm în domeniul public, dar pentru că celălalt a fost atestat în domeniul privat, le atestăm și pe asta în domeniul privat, urmând ca după aceea să le putem oricând trece. Nu cred că o să vină cineva să revendice un pârâu din Stănii Moldova, așa ca o... Pentru a avea același regim juridic ca și cel care există deja atestat în 2009, în proprietatea noastră. Dacă sunt discuții, vă rog, domnul. Din discuțiile care am luat în Consiliul Local, noi am discutat vis-a-vis de pârâul Malnaș, care ar putea să facă un dezastru în stațiune. Și a fost pus și pe listă, din câte știu eu, în proiectul acesta de regularizare a torenților. Și acum, dacă nu a fost pus, eu știu că a fost pus, cred că ar trebui să facem și acolo cadastrarea, ca să îl avem deja făcut. Nu știu dacă se poate la UAT cadastrarea, știu că este... hotărârea de guvern să facă gratuit. Nu. Hotărârea de guvern prevede cadastrarea gratuită în extravilan, la momentul acesta. Da, nu... Se dau bani pentru extravilan. Noi suntem blocați... Dar vreau să se ia în considerație pârâul Malnaș, pentru că dacă acest pârâu, dacă va veni cum a mai venit altădată, poate să distrugă și parcul și o parte de la cazino. Și zic eu că merită luată în considerare. Eu știu precis că a fost pus pe listă. Acum, cât trece pe lângă Vila Ioana și nu trebuie făcut, asta e altceva. Nu are legătură. Vă dau răspunsul imediat. Râul Malnaș a fost prins pe raportul operativ de la inundații din această vară. Raportul operativ este diferit față de proiectul acesta și noi avem în vedere că acest, nu numai râul Malnaș, mai sunt și altele, să fie reglementate odată cu pluvialul din Stănii Moldova, respectiv. Acum, ce spuneți dumneavoastră, aveți dreptate în sensul în care noi trebuie să facem niște intervenții rapide acolo ca să permitem cursul normal prin subteran, că așa este de peste 100 de ani, subteran pe care puțin îl cunosc, apropo de unde intră Malnașul și unde iese, dar am reținut propunerea dumneavoastră și o să facem demersul necesar. Noi suntem acum în situația în care avem o firmă, am contractat o firmă pentru a face un studiu de fezabilitate pentru drumurile din stațiune, adică drumurile locale, dar am început cu asta din stațiune și la amenajarea drumului se ia în calcul și poduri, podețe și eventual ce ați spus dumneavoastră acolo în amonte de flora, 100 de metri, 50 de metri, cât este nevoie pentru a amenaja intrarea Malnașului în subteran. Așa că vom rezolva această problemă. Această hotărâre face parte din proiectul care s-a aprobat pentru regularizarea torenților, ăla de 1.300.000 euro? Da. Deci este vorba de
Acolo, eu știu că s-a suplimentat expert pentru mauna și poate... Nu, el n-a fost prins de prima dată și nu este prins nici acum. O să luăm în calcul eventualitatea să prindem acolo 50 de lei. Eu ce vreau să fac o paranteză, să înțeleagă și colegii, în ceea ce privește, cum să zic eu, pericolul care ar fi pentru Vila Ioană nu există. Eu mi-am făcut diguri acolo, știți că am luat aprobare și nu am nicio stres. Însă dacă va izbucni în subteranele care spuneți că nu le știu prea mult și nu le știu, în parc va fi ca la Târgu Ocna, un lac, cum a fost ăla, numai că ăsta va seca. Și plus sub cazino, care dumneavoastră ați avut și discuții cu cei la cazino, nu știu cum s-au finalizat. Că ei, dacă mai stau mult cu apă în subsol, s-ar putea într-o zi să nu fie bine pentru cazino. Da. Bun, am reținut propunerea, o să analizăm. Ce precizare vreau să fac? Am fost personal la CNI și am obținut acordul ca să extindem aceste, adică să nu ne limităm doar la suprafața care a fost pusă inițial și, drept urmare, aprobarea dumneavoastră de astăzi are continuitatea proiectului respectiv și, pentru că se și actualizează sumele, având în vedere noile creșteri de salarii în construcții, profităm de această ocazie să facem un proiect mai complet și să rezolvăm cât mai mult din problemele respective. Am reținut cu Malnașul și o să foarte repede o să vă dau un răspuns cum am procedat. Mai sunt discuții? Dacă nu, vă rog avisul comisilor. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci nu mai de voie să-ți luați în urmă. Următorul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind demararea procedurilor, privind reglementarea situației barajului Sonda 2, Slănic Moldova. Da. Vă cer acordul pentru reglementarea unei situații anormale. Barajul este construit de Rom Silva în 1977. Și până în acest moment el este în continuare în inventarul lui Rom Silva. Cu toate că în 2010 s-a dat o hotărâre de guvern prin care barajul revine la UAT, nu s-au continuat demersurile. Am fost personal la Rom Silva, de mai multe ori chiar, am discutat și dumneavoastră a spus că sunt de acord să ni-l transfere, dar pentru a-l transfera le trebuie un acord al Consiliului Local în acest sens. Atunci am spus reglementare, pentru ca să acoperim, de fapt, situația în care suntem. Că vom invoca hotărârea de guvern din 2010 și vom cere la Rom Silva să facă acest transfer. La momentul acesta, el este necesar pentru ca să amenajăm pietonalul. Pe acolo, el este un baraj, practic, se circulă pietonal. Anul trecut am primit sponsorizare de la un ONG pentru vopsea, pentru asta am făcut noi cât de cât o amenajare acestei căi de acces, dar este bine să vină barajul la noi și să putem, nu cred că ar atrage costuri pe termen imediat, adică de întreținere, el practic nu este un baraj, acum este un zid care sprijină aluviunile care s-au depozitat de-a lungul timpului. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Vreau să discutăm. Vă rog. Și până la vot, cine este pentru? În unanimitate. Mulțumesc. Da. Ultimul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensării de către Consiliul Local al orașului Slănic Moldova sumei necesare a acoperirii contribuției lunare de întreținere în vederea internării doamnei Folea Lucica într-un cămin pentru persoanele vârstnice. Da, doamna Folea este internată la un centru din Moinești. Dumneavoastră v-ați dat acordul de la început. Acum a crescut costul acolo și normal ne trebuie acordul dumneavoastră să creștem suma de la 1200 aproximativ la 1500 și ceva de lei pe lună. Respectiv, e o cheltuială pe care noi trebuie să o facem. Sunt și justificate creșterile astea de cheltuieli, nu vreau să comentez.
Spre exemplu, un copil în, într-un centru costă 5.600, noi plătim 50%, 2.800, 5.000, aproape 700 de lei pe lună. Avem un copil din localitatea noastră care este internat la un centru la Bacău și prin acord cu Consiliul Județean plătim 50%. Și avem doamna Folia care are 1.900 și ceva este costul și îi se scade jumătate din venitul dumnei, jumătate din pensie. Legea nu permite să îi se ia mai mult. Și atunci trebuie să completăm această sumă. De la bugetul local, bineînțeles. Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu, vă rog, avizul comisiilor. Favorabil. 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 Supunem la vot cine este pentru. Unanimitate. Vă mulțumesc. Și ultimul punct al ordinei de zi, diverse. Dacă dintre dumneavoastră... Eu aș avea la diverse. Dacă nu, și apoi domnul Antal. Ah. Da. Reiau discuția de la ședința de ieri în legătură cu străzile care ies în șoseaua principală. Dar, în mod precis, astăzi vorbesc despre strada Sărăriei, pe o porțiune de aproximativ 100 de metri, drumul a coborât cu cel puțin jumătate de metru. Care este soluția? Faptul că mazarinii trec în fiecare zi cu tractoarele acelea cu lanțuri pe pneu și o mulțime de alte mașini care merg la deal și la vale, cred că s-ar putea discuta cu conducerea acestor mazarini și măcar drumul să-l refacă pe care îl strică frecvent. Deci asta, de aceea am cerut să vorbesc la diverse. Și cred că e o soluție care poate fi rezolvată cât se poate de repede pentru strada Sărăriei. Mulțumesc! Da, vă dau răspunsul imediat. Noi deja am făcut înțelegere de la început, când acest proiect a pornit, că vor reface aceste drumuri. Săptămâna asta chiar a făcut o adresă, că e aproape de final, în așa fel încât firma care a făcut prospecțiunile să nu cumva să plece și să ne lase cu drumurile amenajate. Avem acordul dumneavoastră că se vor ocupa de această problemă și pentru cetățenii noștri, noi avem practic trei firme care au stricat drumul. Este firma care a reparat digurile de la drumurile naționale, digurile alea din beton masiv, și avem cu dumnealor discuții. Avem firma care a reparat digurile de pe apă, care nu sunt la drumul național, alea cu piatră. Da. Apele Române, proiectul Apelor Române, proiectul drumurilor naționale, proiectul Apelor Române. Și această firmă. Pardon, imediat ce se dezgheață, avem promisiune de la dumnealor că acest lucru se va rezolva. Este și o solicitare a cetățenilor noștri, avem multe solicitări în aceste zone unde aceste utilaje au trecut și au stricat. Eu sper ca foarte repede să rezolvăm această problemă, este o prioritate a mea și mă voi ocupa personal de această situație. Deci aș vrea, domnul primar, pentru următoarea ședință să realizați un proiect de hotărâre prin care să facem, știu eu, posibilă curățirea tuturor rigolelor, începând de la Cireșoaia până la Slănic, deoarece, dacă ați observat, chiar acolo la drumul care duce către parc, se strică asfaltul. Acolo, cred că cei de la petrol ar trebui să facă un șans din ăla cu... Către parcul, din alea. Parcul care? Chiar la intrare în Cireșoaia, imediat. A, care duce către depozitul cel de acolo. Așa. Strada Măgurii, da. Acolo ar putea să facă adică o canalizare și cu un podest din dale din astea care să permite scurgerea apei. Să nu mai vină aluviunile, ați văzut, s-au stricat drumul acolo. După aia, mai jos, chiar până la pârâul ăla de la capătul orașului, este zidit șanțul, dar este plin cu tot ce aluviuni de nu știu câți ani, nu a făcut nimeni curat. După aici, la Ciușmea, la Cerdac, este tot așa rigolă, zidită, dar oamenii și-au făcut intrarea în curte. Foarte frumos să-și facă acea podest cu dalii în alea ca să poată strecura apa și nu-i nimic. Și mai departe. Și dacă e posibil să prindeți realizarea, să facem un început mai mic, de 500 de km,
de trotuar, că suntem mai rău ca o comună, nu avem trotuar și copii și chiar bătrâni. Ați văzut și când sunt la biserică și când sunt la școală, merg pe stradă și ar face bine un trotuar. Când pe o parte, când pe o parte, unde ne permite. Și zic că ar fi un proiect care să vină și în avantajul cetățenilor. A doua chestiune, aș vrea ca să vă aduceți aminte că ați făcut promisiunea că acele terenuri care, chiar dacă sunt într-o zonă mai centrală, cum v-am spus, de spatele lui Flora sau la acolo la blocul ăla de la Zorle sau altele mai ascunse, să găsiți o soluție de a realiza un preț rezonabil pentru concesionare sau închirierea terenurilor. Și cei care n-au terenurile închiriate, indiferent că sunt parc sau sunt la pârtii sau undeva, să-și intre în legalitate, că nu-i frumos, nu-i nimeni mai presus de lege, fără să fie supărare. Și a treia chestiune, mă bucur că ați adus acel punct vis-a-vis de Torente, pentru că știți că celelalte localități care deja au primit aprobarea odată cu noi, sunt care deja fac licitația cu constructorii. Înțeleg și sunt foarte de acord că dacă nu este cadastrat, nu putem să facem și poate grăbim un pic și cadastrarea și alipirea cadastrelor, că fără alipirea cadastrelor nu se poate. Cu două cărți spun ceea nu se poate. Vă spun din experiență că a trebuit să fac 3 alipiri de cadastre ca să pot să iau o carte funciară, să pot să fac ce trebuie să fac. Da. Și în rest, asta zic eu că pentru ședința următoare să ne luați în atenție ca să mai facem și ceva prin localitate. Da. Desigur că n-aș vrea să trag o concluzia că noi facem acest lucru numai că ridicați dumneavoastră probleme. Este o atenția noastră permanentă. Puteți să ridicați sub nasă și da, dar mă dau statusul pe care l-am avut pentru acesta separat. Deci, pe strada Măgurii este discutată, strada asta este la momentul acesta încă la OMV Petrom. Ea este în intenția de a fi predată către Mazarine, dar în același timp este o stradă pe care noi am cerut-o să vină, pentru că este în intravinaj de servește cetățenii noștri, să vină în domeniul public al localității, lângă alte străzi. Nu am mai discutat acest lucru și nu este cazul să revin. Despre trotuare. Dar de 30 și ceva de ani de când sunt eu zonic, acolo tot așa. Da, așa adică este, dar avem și reclamația, avem și sesizarea domnului Dogărașu, spre exemplu, sau alții care sunt acolo afectați direct de această situație, dar fiind o zonă gri, ăla n-a predat-o, ăsta încă n-a primit-o, ăla spune, OMV-ul spune, nu mai fac investiții, că e de 2 ani Mazarine, ăsta spune că încă n-am preluat-o, suntem încă în situația asta. Pe partea de trotuare, avem de mai bine de jumătate de an procedura pornită de a cadastra. Noi nu putem să amenajăm trotuare lângă drumul național dacă nu avem în administrare acele zone. Și am pornit măsurarea tuturor stațiilor de autobuz pe care, dacă vrem să le amenajăm, trebuie să le avem în administrare. Inclusiv trotuarul de la Biserica Catolică la Deal, pe lângă drumul național, care de altfel a fost dare, trotuar făcut, dar a fost stricat cu ocazia canalizării și nu este făcut. Noi, ca să facem acest lucru, trebuie să avem administrarea zonei respective. Ați văzut că am adus deja pavelele pentru zona asta și proiectul este să amenajăm, dar încercăm să facem acest lucru cât se poate de repede, dar respectând această reglementare. Despre rigole, în schimb, rigole construite deja de către drumurile naționale, sunt într-adevăr în intravilan, sunt în obligația primăriei să le întrețină, să le curețe. În fiecare primăvară avem acțiuni de genul acesta, anul acesta avem și puțin mai multe resurse financiare ca să facem acest lucru, totul se face cu bani. Oamenii pe care avem noi la 416, toată lumea spune ce facem cu 416. Avem 16 persoane la momentul acesta
care în total au de făcut 320 și aproximativ 320 de ore pe lună, care înseamnă în medie 2 angajați. N-ai ce să rezolvi. Așa că trebuie să externalizăm această treabă, vedem cum facem în așa fel încât să amenajăm căile de acces și împreună cu iluminatul, împreună cu iluminatul public sunt elemente de siguranță a cetățeanului. Deci nu e vorba că ne place sau nu ne place, trebuie să insistăm pe acest aspect. Avem astăzi 9 luni de zile de când ne-am deblocat conturile. Încă nu putem să pornim proiecte până când nu se aprobă bugetul național. Suntem într-o situație gri la momentul ăsta, dar vă asigur că toate astea sunt în atenția noastră și terenurile închiriate facem la momentul acesta, vă spuneam, aceste măsurători pentru amenajarea drumului. Sperăm să prindem. Mâine sunt la Ministerul Turismului, invitat de domnul ministru special pentru ordonanța Guvernului privind stațiunile balneare și am un plan de discuții care prevede și prioritizarea infrastructurii de stațiune. E vorba de ordonanța 114? Pe PNDL, nu, 113. Pe PNDL și pe... Nu, este vorba de ordonanța 114. Din decembrie. Nu, aia cu stațiunile balneare. Este, stați că am aici invitație. Dar da, nici nu ar fi domnul primar. Păi pentru norme mergem, să lucrăm la ele. Adică să ne spunem punctul de vedere. Da, este vorba de ordonanța de urgență 114 pe 2018. Ați fost la expunerea de la Târgu de Turism, ați văzut. Am fost. Da, dar la momentul acesta se lucrează la norme și este important că noi suntem invitați să ne spunem punctul de vedere pentru că vrem să facem în așa fel încât proiectele, programul PNDL și CNI să se aplice prioritar la stațiuni. Pentru că atunci, dacă e prioritar și e vorba de CNI, haideți să facem și noi stadion. Cum face Rapidul cu CNI, haideți să facem și noi. Suntem departe de chestia asta. Suntem departe, să știți. Depunem proiect și nu suntem departe. Bun. La momentul acesta, apropo de stadion, noi avem... CNI-ul dă voie să cumpere și teren. Bun. Și asta este un plământ foarte mare pentru stațiune. Ar fi, da, un stadion ar fi o treabă foarte bună. Bun, deocamdată cred că v-am răspuns la întrebări și vă mai aduc vești după ce mă întorc de la întâlnirea cu domnul ministru. Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă, mulțumesc pentru participare. Și pentru că este în martie, tuturor doamnelor și domnișoarelor, se apropie un moment, la mulți ani îmi doresc, pentru o vară frumoasă, o viață la fel de frumoasă, plină de... Să mărțitor de 1 martie la bărbat. De fapt, asta e regulat.